Un eveniment sportiv a avut loc la Giurgiu, un eveniment în premieră națională de fotbal a României, a jucat cu Lituania. Da, aici la noi pe stadionul Marina Nastasovici. Din păcate, nici măcar două treimi din stadion nu s-au ocupat. De ce? Probabil din cauza sărăciei. Bună seara, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție Audiența. Bună seara, domnule deputat. Bună seara tuturor. De ce credeți că un stadion mic, cum este stadionul de la Giurgiu, n-a fost ocupat la capacitate maximă? A fost un meci amical, dar totuși interesul giurgiuvenilor pentru lumea fotbalistică este destul de mare. Sunt convins că a intervenit și resemnarea cetățenilor din Giurgiu, precum și lipsa de resurse financiare, pentru că o astfel de prezență în tribune este costisitoare. Pentru giurgiuveni. Dar sunt convins că vor identifica resurse financiare la un meci de cumiză, la un meci al echipei naționale, dacă aceste meciuri se vor desfășura și la Giurgiu. Da, acolo cu siguranță că a fost galeria Astra, o galerie inimoasă care a făcut de multe ori spectacol și au și impresionat. Pe mine mă întristează, pentru că dacă tot nu avem posibilități, alte posibilități, fiindcă în orașul nostru, din păcate, nu se întâmplă mai nimic, măcar de evenimentele astea să ne bucurăm. Se întâmplă, atunci, dacă îmi permiteți. În oraș se întâmplă multe. Depinde dacă ce se întâmplă este pe placul giurgiuvenilor. Sigur că se întâmplă. În loc să promovăm proiecte, promovăm ură, dezbinare, să zicem, dezinformare, da? Asta promovăm. Dar la ce să ajute ura și dezinformarea? Pentru că am văzut, cel puțin în mediul online, e așa, s-a transformat într-o găleată de lături, turnat așa în capul oamenilor, și aici sunteți și dumneavoastră foarte atacat de persoane cunoscute, de persoane de cele mai multe ori sub acoperire, să spun așa. Da, dacă cu temir ce ardei în gură, dar aș vrea să fac nu știu la ce ajută. Aș vrea să fac un comentariu, și anume faptul că giurgiuvenilor nu le place o astfel de abordare, pentru da, că știu. Este important pentru noi, pentru locuitorii orașului și județului Giurgiu, identificarea de proiecte. Este foarte important ca să redăm strălucirea orașului nostru, a județului nostru, prin implicare, mai multă implicare din partea tuturor. Mă refer aici la oameni politici, la autorități locale, mă refer la cetățeni care doresc multă implicare în dezvoltarea orașului, la contribuabili în general. Și contribuabilii giurgiuveni sunt deosebit de nemulțumiți vis-a-vis de toate acțiunile astea de denigrare în presă, de denigrare pe stradă, de abordarea a unei stări conflictuale între adversarii politici. Cred că adversarii politici ar trebui să se aplece asupra identificării de proiecte din partea comunității, să prioritizeze aceste nevoi ale orașului și să procedeze pe cale de consecință. Este foarte greu pentru giurgiuveni să vadă tot timpul numai pâine și circ și să nu vadă soluții pentru dezvoltarea orașului. Am spus că trebuie să ne prezentăm proiectele pe care concetățenii noștri să le analizeze și să le aleagă pe cele mai bune. Eu cred că a sosit momentul în care să fim mai angrenați în a prezenta, a susține și a promova problemele cu care se confruntă cetățenii, a le rezolva mai înaintea bârfei, disputelor și, eu știu, certurilor politice interminabile de la Giurgiu.
Da, întreabă cineva într-un mesaj. Domnule deputat, domnul Barbu a început campania, ci că merge să convingă oamenii să învelopeze blocuri, dar are și televiziunea după el. Oare joacă într-un reality show? Da, domnia sa spune că nu are televiziune. Dacă are televiziune, înseamnă că e un lucru pozitiv, că informează cetățenii giurgiuveni. Important este să informeze corect. Adică sunt convins că toți cetățenii care vor vota la aceste viitoare alegeri se vor apleca asupra tuturor proiectelor noastre. Sigur vor face diferența între candidați, între adversarii politici, vor alege ceea ce este mai important și util pentru domniile lor. Cred că deplasarea primarului în exercițiu în cartiere este un lucru normal, așa trebuie să facă de 4 ani. E bine că o face și acum. N-am nimic împotriva acestui comportament de primar, pentru că așa trebuie să facă primarul, trebuie să meargă în comunitate, să identifice problemele și să le și rezolve în timp util. Aș vrea să fac un comentariu pe această temă, și anume că eu, în calitatea mea de deputat, de-a lungul celor 3 ani și jumătate de mandat, m-am deplasat în orașul Giurgiu și am identificat o mulțime de probleme care se confruntă giurgiuvenii. Unele din ele le-am trimis la primărie, altele la Consiliul Județean și altele, bineînțeles, la alte organe abilitate pentru a le soluționa, așa cum și-au dorit giurgiuvenii prin petițiile înaintate către cabinetul parlamentar. Am constatat că referitor la plecarea pe nevoile giurgiuvenilor, mai multă înțelegere am găsit de la Consiliul Județean. Este un paradox. Ar fi trebuit să găsesc mai multă înțelegere la primărie. Dar nu mă miră treaba asta, pentru că sunt foarte multe probleme importante și urgente în orașul nostru, care au fost lăsate în plan secundar. Aici aș putea să numesc asta, să zic așa, lipsa de aplecare, lipsa de atenție a autorității locale în totalitatea, integralitatea ei, pentru că nu putem să spunem că numai primarul e de vină. Eu cred că mai mulți factori de decizie acolo este un aparat administrativ. Ar fi trebuit să ia pe primar de mânecă și să-i spună: domnule primar, avem trei probleme de rezolvat. Una pe care o vreți domnia voastră și suntem de acord cu ea, dar mai sunt și două care le cer cetățenii, altele decât asta. Hai să le rezolvăm pe cele imediat, de urgență. Aia nu merge. Pentru cetățeni, și după aceea să revenim și la proiectele dumneavoastră destul de importante pentru comunitate. De ce treaba asta? Pentru că, vedeți, este deranjant pentru cetățeni să mergem acum, după 4 ani, să le spunem: știți ce probleme, cu ce probleme vă confruntați, hai să le identificăm și noi. Sau să venim și să spunem: activitatea asta, care este o activitate națională și o activitate demarată nu de primarul în exercițiu, ci demarată de foarte multă vreme încoace, de când au apărut proiectele operaționale, fondurile europene, anveloparea blocurilor. Zic că Giurgiu trebuie să fie fruntaș, pentru că este situat într-o zonă săracă a țării și puteau fi atrase fondurile astea, și vrenicia noastră trebuie să fie mai de mult, nu neapărat acum în preajma alegerilor. E bine că se face și acum. Este bine că ne dăm interesul, pentru că nu mai pierdem timpii pentru scrierea de noi proiecte. E bine că se fac și acum. Cineva spune: aceste parcări, parcuri și anvelopări sunt tardive. Barbu nu ne mai păcălește. Ce a făcut în ăștia 4 ani? A fost în cartierul Negru Vodă acum 4 ani și a mai venit abia astăzi. Nu știu unde se plimbă. Este bine, repet, sunt mesajele oamenilor. Este bine că se plimbă în cartier, primarul în exercițiu, trebuie să comunice, să aibă dialog permanent cu cetățenii, pentru că abia atunci domnia sa va înțelege în cele din urmă faptul că importante sunt proiectele dorite de comunitate, pentru că cetățenii sunt contribuabili, cei care realizează veniturile pentru bugetul local, și după aceea proiectele noastre
mărinimoase ale, să zicem, autorităților locale. Așteptăm, avem un primar care se preocupă acum de parcări, anvelopări. Se pare că a uitat să ne spună despre o groapă de gunoi din zona fostului combinat chimic și avem un material, domnule deputat, pe care vă invit să-l urmărim împreună. Da, regia îmi spune că avem un telefon. După telefon o să vedem și materialul nostru. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Stimată doamnă, îmi pare bine că vă văd în această seară împreună cu domnul deputat Florian Nicolae. Vreau să bună seara! Că sunt convins în ce scuze ca emoții. Avem și am încredere că va fi viitorul primar al orașului nostru. Este un om care a ajutat și s-a preocupat, ca să spun așa, despre problemele orașului, despre locurile de muncă, care e o problemă într-adevăr în orașul nostru. Și pe această cale, de asta am putut să intru în legătură directă, să-i mulțumesc pentru tot ceea ce face pentru noi și ce dânsul reprezintă la București în Parlament. Și am toată încrederea și îi spun dumnealui și fața acestui că noi, majoritatea oamenilor care mergem pe stradă și vorbim de așa, toți avem speranța că vom avea un primar care chiar cu adevărat se va ocupa de orașul nostru și de problemele noastre de dată. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru încurajare. Încă nu am intrat în campanie electorală, dar totuși vă mulțumesc pentru apreciere. Mulțumim pentru telefonul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru apreciere. Promit să nu dezamăgesc, promit că să-mi țin cuvântul vis-a-vis de toate proiectele pe care o să le prezint acum înaintea campaniei electorale, platforma Program pentru o bună administrare a municipiului Giurgiu. Consider că împreună cu dumneavoastră, cu toți cetățenii din municipiul Giurgiu, cu toți contribuabilii, putem să realizăm lucruri frumoase, dar să le realizăm în funcție de nevoile urgente ale comunității și, bineînțeles, în funcție de termenele de atragere de fonduri europene sau de cum bat investitorii, potențiali investitori și investitori locali la ușile primăriei și orașului nostru. Avem un nou telefon, domnule deputat. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Sunt un locuitor al cartierului din Cărămidarii Vechi, linia Videle, respectiv intrarea Videle. Cu dumneavoastră am mai avea legătura, doamna Drăguzin, vă mulțumim frumos pentru ajutor. Dar am vrea un răspuns, dacă se poate, din partea domnului deputat Florian Nicolae, în privința drumului. Este un drum jalnic, mai rău ca la țară. Copiii ies înnămuliți până la școală, iar colegilor se uită, nu știu cum... Cu pungii în picioare, nu? Cu pungile în picioare. Cările murdare. Da. Ne mai spălăm în lacuri până ajungem la școală. Dar când să sper că încălțămintea se duce naibă? Am vrea și noi un răspuns când se poate măcar cu piatră, dacă nu asfalt, că până la asfalt mai durează. Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă spun că postul meu de deputat din acest moment este un post care nu îmi dă dreptul să procedez la reparația drumurilor și la modernizarea lor. Dar asta înseamnă că în proiectul Program pentru o bună administrare a orașului după alegerile locale, în varianta în care administrația publică se va schimba și eu trebuie să corectez ce s-a făcut rău și să procedez la ceea ce ziceți dumneavoastră, să modernizăm străzile din municipiul Giurgiu, inclusiv cele periferice pe care și dumneavoastră o enumerați pe intrarea Videle, atunci sigur că îmi intră în gândire și intră în proiectele astea de dezvoltare a infrastructurii în zona de case și vom proceda așa cum vom scrie. Mai mult decât atât, pe lângă reparația drumului, sigur că așa trebuie să facem, trebuie să ne gândim și la înființarea unui parc de joacă pentru copii și
treceri pe sub calea ferată, mai multe treceri pe sub calea ferată, inclusiv în zona blocurilor ANL, inclusiv la dumneavoastră trecerea pe sub calea ferată în zona Negru Vodă, să se facă, să zic așa, printr-un pasaj curat și nu plin de gropi și plin de apă și mizerie. Deci trebuie să ne gândim... Domnul Nicolae, mi s-a promis un parc pentru copii, sunt foarte mulți copii în cartier, dar promisiunile rămân promisiuni, așteptăm să vedem rezultate. E adevărat? Iar cu pasajul de sub calea ferată, că acum că au început iarba și pomii să înverdească, să înflorească, ne e groază să trimitem copiii singuri la școală, că am avut ceva probleme vara trecută. E adevărat, domnul Barbu a venit, au venit cei de la ADP să... o zi, două, au tăiat câteva vreascuri și cam atât. Iar copiilor le este frică să treacă, mai ales că un, nu știu cum să-l numesc, un cetățean stătea, să mă scuzați, dezbrăcat în fața copiilor de acolo. Deci este jaznic. Aici trebuie să... Să dumneavoastră, să vă ajute Dumnezeu să ieșiți primar și poate face ceva și pentru locuitorii cartierului nostru. Cu siguranță știu ce este acolo. Avem o echipă bună în cartier la dumneavoastră. Și dumneavoastră, vă dumneavoastră, vă dorim alături. Eu vă mulțumesc că m-ați sunat. Așa trebuie să... Rămâneți la telefon pentru că... Așa trebuie, iertați-mă, așa trebuie să identificăm nevoile urgente ale cetățenilor, pentru că sunt probleme care le putem rezolva de urgență și pe altele care se retrece la priorități de dezvoltare a infrastructurii. Desigur că ne vom gândi tot așa cu aprobarea autorității locale, pentru că nu o să putem să intervenim pe domeniul public nicăieri, decât dacă avem acordul și avem hotărâre de Consiliul Local. Dar asta se face și prin sprijinul și cu ajutorul primarului, pentru că el este executantul primăriei. Eu vă propun, stimată doamnă, să înaintați o petiție, o adresă, un memoriu către primarul în exercițiu, să ridicați aceste probleme pe care le-ați prezentat în seara asta, pentru a lua la cunoștință, poate se rezolvă mai repede decât să așteptăm 2 luni și jumătate, să așteptăm trecerea alegerilor locale, poate le rezolvă mai bine, pentru că am văzut că în ultima vreme interesul este pentru a soluționa cât mai multe probleme în cât mai multe locuri. Eu sunt sceptic, dar totuși încercați că poate să vă rezolva lucrurile mai repede. Doamnă, ați mai intrat în direct în emisiunea Audiența? Da, am mai intrat. Și nu știu dacă dumneavoastră, dar am avut multe intervenții telefonice aici la Audiența, fie când a fost domnul primar în exercițiu, fie când a fost domnul viceprimar Alexandru Vladu. Și ce s-a întâmplat? Pentru că niște promisiuni au fost aici. Da, doar promisiuni, să zicem așa. Am formulat anul trecut o petiție. Da. Și am fost chiar în audiență la domnul primar. I-am expus problema drumului. Într-adevăr s-a deplasat cineva, a văzut despre ce este treaba, bineînțeles și cu ajutorul televiziunii dumneavoastră. S-a filmat atunci, s-a făcut un reportaj. La ceva timp, după ce au încetat ploile, s-a băgat un grader și un pic de piatră. Și cam atât. Au fost... Intrarea Videle este o zonă cu mari, mari probleme și au intrat telespectatorii. O doamnă plângea la un moment dat, cred că nu mai țin nervii. Spunea că cei mici merg la școală cu pungile în picioare. Sau în cel mai bun caz cu cizmele de cauciuc, noi părinții la poarta școlii îi descălțăm și le punem încălțări curate ca să nu râdă copiii de ei, să spună că vin... Mie îmi pare tare rău că în 4 ani nu s-a întâmplat nimic acolo, dar cine știe, așa cum a spus domnul deputat, poate în această perioadă poate aveți noroc. Știți? Sperăm, chiar mâine este o vecină care merge cu o petiție la domnul primar, printre altele îi spune și problema străzii, noroiului și multe alte probleme care sunt în cartier și așteptăm o rezolvare, să sperăm noi cât mai curând. Până atunci să ne ajute Dumnezeu să nu mai plouă, să meargă și copiii cum trebuie la școală. Da, eu aș mai vrea să fac un răspuns concret și să vedem fapte, să răspunsuri
Corect. Corect. Așa, doamnă, să ne cereți tuturor oamenilor politici, pentru că n-am intrat în administrație numai să facem ce vrem noi. Am intrat în administrație să fim buni gospodari, să facem ce vor cetățenii, ce vor contribuabili. Aici aș vrea să fac o singură completare la ce a spus dumneavoastră. Să știți că zona de dincolo de calea ferată, și nu numai zona aia, dar vorbind de aia, este o zonă plină de uliți, doamnă, nu sunt străzi. Alea sunt uliți. Așa este. Deci nu am văzut nicio gândire. Vorbim de infrastructură, că tragem gaze, aducem apă, facem canalizare. Eu am înțeles, n-am văzut în multe părți în care se impune urgentarea executării rețelei de apă pluvială, de preluare a apelor pluviale. N-am văzut așa ceva, dar în schimb vorbim de piste pentru bicicliști. Sunt bune și pistele pentru bicicliști, dar este bine să vedeți ce face cu câinii, să nu se dea după bicicliști. Sunt multe de rezolvat, dar revenind la linia Videle, în afară de necesitatea amenajării pasajelor pe sub calea ferată, la ce spuneți dumneavoastră, și curățarea zonei, defrișarea zonei și întreținerea spațiului verde și siguranța copiilor, trebuie să ne gândim inclusiv la să scăpăm de aceste noroaie și de crearea unor trotuare, așa cum impun străzile dintr-un municipiu reședință de județ și cum doresc cetățenii în calitatea lor de contribuabili. Bine, mulțumim că plătim și noi taxe, impozite și am vrea să ne ia și nouă cineva în considerare că totuși nu suntem la țară, nici la țară cred că nu mai întâlnim, exact cum a spus dumneavoastră, uliți, noroioase. Pe la țară se asfaltează străzile. Mulțumim pentru telefonul dumneavoastră. Doamne, pentru că și mie îmi plac faptele și nu vorbele, o să aveți ocazia să vedeți și ce face, ce a făcut Nicolae Florianu, ce va face, o să le vedeți și dumneavoastră. Nicolae Florian a ajutat multă lume și de foarte multe ori nici nu a ieșit în față să spună am ajutat sau... Și lumea voi este recunoscătoare pentru aceste fapte. Au ieșit alții să spună că n-a ajutat. Mulțumim pentru telefonul dumneavoastră. Doamne ajută să ieșiți primar, că fapte a făcut și înainte să intrați în politică și meritați. Eu vă mulțumesc, doamnă, pentru încurajare. Totuși, suntem în pre-campanie electorală, nu trebuie să luăm avânt și să ne îmbătăm cu apă rece. Eu sunt la muncă, muncesc și sunt convins că proiectele pe care le voi propune vor fi pe placul concetățenilor noștri. Mulțumim pentru telefonul dumneavoastră. Simt, se aude pe linie că cineva este în așteptare, așa că nu o să luăm materialul chiar acum, pentru că avem mesaje de la telespectatori. Cineva spune, avem în față 4 ani în care trebuie să construiți și ce nu s-a construit în aceștia 4 care au trecut. Sunteți pregătit? Sigur că sunt pregătit, pentru că de asta sunt de 4 ani în politică. Și am fost foarte aproape de comunitatea locală. N-am dormit în București în cei 4 ani decât de 3 nopți. Celelalte nopți am fost acasă. Un telespectator spune, vă așteptăm la primărie. Altcineva vă întreabă, veți reda traficului strada Gării? Cu siguranță că vom reda traficului, vom relua traficul pe strada Gării. Poate este bine să ne gândim să reluăm într-un singur sens, dar trebuie să mai gândim acolo delimitarea trotuarului de partea carosabilă, pentru că dacă tot este făcut, să zic, toată strada și trotuarele ca o numai pietonală, trebuie să gândim, să identificăm, să demarcăm clar partea carosabilă de partea de trotuar. Dacă avem materialul pregătit în regie, să-l vizionăm, domnule deputat. Miros insuportabil, grămezi imense de gunoaie de tot felul, dejecții din subsolurile blocurilor, un adevărat focar de infecție chiar pe teritoriul municipiului. Asta se poate vedea la mică distanță de blocurile ANL din port, pe un teren cu o suprafață considerabilă. Iar situația de aici nu trenează de ieri de azi, ci de câțiva ani buni, într-o zonă care ar fi trebuit să fie utilizată, conform deciziei primăriei, doar pentru deșeuri provenite din construcții. Aspectul acestei zone este de-a dreptul oribil, iar despre respectarea unor reguli în domeniul protecției mediului, dar și din punct de
de vedere urbanistic nici nu poate fi vorba. În imediata apropiere a portului Giurgiu, la doi pași de blocurile ANL din port, pe o suprafață imensă s-a format o a doua groapă de gunoi, de fapt singura groapă de gunoi care există acum în municipiu, una neautorizată, una în care sunt depozitate gunoaie menajere, cantități imense de gunoaie menajere, deși această zonă este destinată deșeurilor inerte, adică deșeurilor provenite din construcții. În loc să fie aici depozitate doar deșeuri din construcții, sunt depozitate, așa cum spuneam, gunoaie menajere de tot felul și, în plus, sunt deversate dejecțiile de la subsolurile blocurilor. S-a format un focar de infecție chiar în apropierea orașului, chiar în apropierea portului, așa cum menționam. Mizeria de la subsolurile blocurilor a fost adusă aici de către firmele care au făcut curățenie la acele subsoluri. Numai dacă luăm în considerație cantitățile de gunoi depozitate în această zonă, este ușor să constatăm că această adevărată groapă de gunoi s-a format în ani de zile. Autoritățile nu au mișcat un deget pentru a stopa acest fenomen și pentru a-l ține sub control. Culmea este că la intrarea în zonă este amplasat un panou care indică faptul că este interzisă depozitarea gunoiului menajer. La ce categorie să fie încadrate însă dejecțiile aduse de la subsolurile blocurilor, subsoluri care au fost curățate paradoxal cu bani de la primărie? Nepăsarea administrației locale nu poate fi scuzată, cu atât mai mult cu cât, dacă ar fi să ne luăm tot după panoul menționat, se pretinde că zona este supravegheată video în permanență. Da, e strigător la cer. Da, aș vrea să fac un comentariu vis-a-vis de materialul prezentat și anume faptul că asta este starea de fapt a orașului nostru, pentru că suntem nemulțumiți de starea de curățenie și pe stradă, suntem nemulțumiți de noroiul de pe ulițele periferice ale orașului. Să nu le spunem stră, să le spunem ulițe, până când, auzind în partea primarului în exercițiu, că, domne, vom face și noi ceva acolo. Pentru că, exact cum a spus și noastră, fapte nu vorbe. Această depunere dezordonată de deșeuri menajere, pe mine mă îngrozește. De ce? Da, sunt blocurile la... De ce? Pentru faptul că, după câte am văzut și am constatat, această platformă de gunoi menajer este... Ați fost acolo? Am fost, da, sigur. Am fost de mai multe ori, dar am crezut că autoritățile locale au un proiect. S-aud un proiect, vis-a-vis de gestionarea deșeurilor de acolo. Asta înseamnă să ai o administrare, o direcție de servicii publice pentru curățenia orașului și păstrarea, inclusiv stării de gestionarea gropilor de gunoi, de chiar fie ele și provizorii, să ai în subordinea ta ca primar. Pentru că dacă discutăm și lucrăm cu firme de la Pitești sau după unde ori mai fie ele și le dăm bani, uitați, de la Pitești le pasă de orașul nostru. Eu am văzut acolo mașini cu număr de Argeș care transportau materialul ăsta, gunoiul menajer, luat din curțile și gospodării oamenilor, transportat pe o platformă de beton în zonă. Să știți că este trist, dar este adevărat. Pentru că, vedeți, ca să putem să gestionăm o astfel de situație, ne trebuie fonduri financiare. Și până să trebuiască fonduri financiare, trebuie interes, preocupare. N-am auzit transparență din partea primăriei să vorbească de această depunere dezordonată de deșeuri menajere. Și revin la faptul că nu este singurul loc în care se depozitează gunoi menajer. Mai sunt și alte locuri în orașul Giurgiu, cel puțin două locuri față de asta. Și atunci ne întrebăm de unde luăm resurse financiare, de unde identificăm fonduri financiare să putem să realizăm și lucrările mărețe pe care le face primarul în exercițiu, să gestionăm și groapa dezordonată de gunoi menajer. Gândiți-vă că trebuie neapărat să ne implicăm mai mult. Asta în condițiile în care firmele din Argeș, care fac curățenie, prosperă, iar noi, giurgiuvenii, suntem din ce în ce mai săraci. Cred că ar trebui să ne aplecăm asupra gestionării acestor aspecte, iar autoritatea de mediu să nu se mai ocupe numai de dărmarea contractelor unor oameni de afaceri, ci să se ocupe inclusiv de gestionarea acestor situații, pentru că mă întrebam eu la un moment dat de ce autoritatea de mediu nu identifică niște arii de protecție naturală în orașul nostru, de ce nu identifică și proiecte pentru dezvoltarea cetății port, de ce nu identifică proiecte de conservare a portului Bizet, a portului Ramadan, a dalelor din pietre.
precum Pietrele de la Cetate. Nu înțeleg de ce nu identifică proiecte pentru teatru de vară. Pentru că la teatru de vară, fiind situat în aer deschis, mai se pot duce cetățenii la un spectacol, mai pot să mai fumeze și eu țigare, pentru că este în aer liber, dacă nu deranjează copiii și dacă nu sunt copii în zonă, în zona unde fumează ei. Deci nu văd că se implică acolo și nu-i văd nici că se implică pentru gestionarea unei asemenea situații de depuneri dezordonate de gunoi, ci se implică în dărmarea contractelor agenților economici. Este un lucru trist, dar totuși trebuie să-l spunem că poate se vor opri, se vor apuca de treabă. Domnule deputat, recunosc că nu mi-am imaginat ca locul pe care l-am văzut în materialul realizat de colegul meu Sorin Berbeniciuc să arate așa și s-a văzut foarte clar care este distanța dintre blocurile locuite și groapa de gunoi. Dar vă întreb eu, spațiile destinate, spațiul pe care se află gunoiul nu e destinat zone industriale conform planului de urbanizare general, de urbanism general? Deci exact ce am văzut noi este fosta platformă a centralei adică termice. Adică să vină investitorii. Unde intrarea în fostul Verachim, platforma 1. Sigur că este o zonă pe care noi trebuie să o exploatăm. Este o zonă în care eu gândesc, și nu numai eu, mai mulți giurgiuveni gândesc să fie amenajată o zonă industrială, un parc industrial care să se întindă până la Dunăre. Să avem încă un port, avem și investitori încă pentru un port de mărfuri la Dunăre, cu un parc industrial cu tot, să beneficieze de facilități. Trebuie să ne gândim cum facem curățenie în zonă, să ne gândim care sunt costurile ocazionate de ridicarea gunoiului de acolo, menajer, și curățirea lui. Deja gunoaiele, menajere și toate hârtiile sunt purtate de vânt și practic s-a întins, s-a poluat o suprafață destul de mare. Sunt convins că după acest material, Primăria Municipiului Giurgiu trebuie să încerce să dea răspunsuri și să găsească soluții, măcar să delimiteze extinderea acestor gunoaie menajere prin faptul că trebuie să identifice soluții de îngrădirea lor și de limitarea accesului persoanelor neautorizate. Sunt în zonă și case, sunt în zonă și gospodării. Există pericolul contaminării animalelor din aceste gospodării, pentru că e puțin de la depunerea de gunoaie până la prima gospodărie în care să cresc animale. Eu cred că e o situație destul de tristă. Nu este singura, am spus, să zic așa, curățenia orașului pleacă după stradă și suntem, vedem foarte bine că orașul nu este un oraș curat și ajunge inclusiv în aceste zone de depunere dezordonată. Aici vreau să văd autoritatea locală că participă și ia măsuri pentru limitarea, extinderea acestor gunoaie menajere, extinderea, să zic așa, purtarea de vânt, că dacă suflă vântul în ele, sigur le împrăștie pe o suprafață destul de mare, mai ales că pentru faptul că unele din ele sunt poate purtătoare de mulți microbi venind din zona, din subsolurile blocurilor. Dar eu mă întreb, doamnelor și domnilor, și îmi vine așa să strig, garda de mediu unde este? Unde este garda de mediu? Și sigur... Deci eu aș vrea să fac un comentariu. Vă rog. Sunt convins că garda de mediu are foarte multe probleme, atât în municipiu cât și în județ. Păi da, dar miroase până la garda de mediu. Adică deocamdată n-a început să miroase, urmează să miroase acum de când o să se încălzească vremea. Problema este că trebuie să ne tragem unii pe alții de mânecă și să luăm atitudine, dacă până acum n-am observat. Păi uite, au aflat acum. Dacă până acum n-au fost observate lucrurile, de aici încolo eu cred că o să se sesizeze organele îndrept și o să ia măsuri pentru, să zic așa, pentru intrarea în normalitatea lucrurilor. Pentru că eu nu consider că e cineva vinovat. Eu consider că dacă tratăm cu superficialitate toate aceste acțiuni și lăsăm firmele care ne fac nouă curățenie să depoziteze, să zicem chiar și provizoriu, în anumite spații care nu sunt protejate din punct de vedere al extinderii gunoiului menajer și din punct de vedere al interzicerii accesului
animalelor și persoanelor în zonă, eu cred că aici trebuie să luăm atitudine. Dacă ne pasă de curățenia orașului, ne pasă de sănătatea orașului și de apele din zona noastră, pentru că acum în zonă bazinul Veriga, unde ne scăldam cu toții, poate să fie contaminat, pentru că toate aceste deșeuri menajere sunt așezate exact pe malul lacului Veriga. Revenim la mesaje, domnule deputat. Cineva vă spune, domnule viitor primar, vă rog ca odată luat mandatul, sună ordin așa, să faceți un efort și să țineți măcar o dată pe lună o ședință cetățenească, o întâlnire cu cetățenii și nevoile lor, așa cum fac primarii în orașele americane, întâlnire cu contribuabilii. Păi uitați, și acum primarul în exercițiu s-a deplasat astăzi în Giurgiu și face întâlnire punctuală cu contribuabilii. Probabil că a luat modelul american. Este foarte bine, dar trebuie să fie o întâlnire serioasă și o întâlnire fără superficialitate. O parte din activitatea comercială a orașului a murit odată cu închiderea străzii Gării. Este reclamă foarte adevărat. Cineva, da. Nu numai strada Gării este suferă din punct de vedere al investițiilor, suferă și toate unitățile, să zic așa, magazinele situate de-a lungul șoselei București, pentru că parcarea este interzisă în acele zone și cetățenii, decât să coboare, pentru că așa ne-am învățat cu toții comozi, dorim să mergem până la magazin, oprim mașina, tragem pe dreapta, ne luăm ce avem de luat și mergem mai departe. Este foarte greu să mergem să tragem în spate, în spatele blocurilor mașinile, pentru că acolo exact cum vrea și primarul, și bine, foarte bine că dorește treaba asta. Eu am ce am cu faptul că s-a trezit acum, înainte cu două luni de campanie electorală. Trebuiau făcute și amenajate parcările de spatele blocurilor, așa cum doresc cetățenii, și anume spațiile verzi să rămână spații verzi sau să încercăm să substituim acele spații verzi cu alți copaci, alte amenajări, astfel încât să nu văduvim comunitatea de copaci și de spații verzi de o zonă necesară. Pentru că, vedeți, pe șoseaua București și nu numai, se toaletează copacii, dar se toaletează așa, la modul haiducesc. Deci cred că nu și asta nu se toaletează. Vedeți că vă penalizează presa. Nu se toaletează. Că faceți parte din corul bocitoarelor. Nu se toaletează gratuit. Că dacă se toaleta gratuit, poate că înțelegeam. Dar se toaletează cu bani și asta înseamnă la un moment dat, dacă vreți, că banii aia puteau să fie folosiți pentru rezolvarea parcărilor, pentru rezolvarea străzilor adiacente de pe șoseaua Alexandriei și nu numai. Sunt Dragoș Gălățeanu și îi adresez o întrebare viitorului primar Nicolae Florian. Ce înseamnă atâta mizerie și șanțuri interminabile în zona Clopotari și cât de curând și cărămidarii vechi? Mă refer la firma care tot sapă să bage gaze și nu mai termină. Vă salut cu respect. Deci, zona Clopotar și cât de curând și cărămidarii vechi, că tot am vorbit de cărămidarii vechi. Le mai... Da, eu am fost în zonă, inclusiv pe intrarea Videle. Este bine că se procedează la crearea infrastructurii, inclusiv gaze pentru cetățeni. Este bine, dar trebuie să se facă cu confortul cetățenilor, să se facă cu mai multă aplecare, și anume, dacă facem o lucrare, de ce să nu le facem și pe celelalte? De ce neapărat trebuie să spargem șoseaua de 5 ori, cu o dată venim cu apa, o dată venim cu gaze, la a doua oară, a treia oară venim cu canalizarea, a patra oară poate venim cu energie electrică și a cincea oară venim cu pluviala? Eu cred că ar trebui să avem acțiuni concertate, să avem un plan, un studiu, astfel încât să acționăm unitar în fiecare, pe fiecare stradă, să ne ducem o dată, să facem lucrarea de calitate, să nu mergem de 10 ori, să creăm disconfort cetățenilor din zonă. Altcineva spune, domnule deputat, domnul Barbu și-a râs de cetățenii orașului încă de la bun început. Avem pretenții să se schimbe acum? Vrea votul cetățenilor încă o dată? De ce l-ar primi? Nu-l merită. Vorbiți despre proiecte europene. Ce proiecte aveți pentru municipiul Giurgiu? Sunt foarte multe proiecte
europene care trebuie atrase. Și în special asta, care cred eu că este foarte important, atragerea de investiții în vederea realizării infrastructurii necesare întregii comunități giurgiuvene. Să transformăm ulițele, să le transformăm în străzi, să creăm infrastructuri, să ducem gazele la fiecare casă, pentru că dacă ne interesează să nu mai folosim butelii, dacă ne interesează să folosim butelii, atunci le mai întârziem puțin. De asemenea, discutăm de blocuri. La blocuri trebuie să ne gândim tot să continuăm aveloparea, să continuăm igienizarea subsolurilor, să creăm parcări, să creăm spații verzi necesare. Aveți o experiență în igienizarea subsolurilor. Avem. Acum, cât de repede s-ar derula o astfel de acțiune cu experiența și cu niște fonduri, pentru că ați făcut nu din banii primăriei. Sigur. Deci trebuie să redăm strălucirea simbolurilor urbei noastre. Asta se fac pe bază de proiecte europene. Sigur, sunt proiecte inclusiv pe mediu. Proiecte în care se vorbește de îmbinarea culturii cu mediul înconjurător și cu mediul natural. Asta o să le spunem la timpul potrivit, pentru că știți cum este cu platformele program. Fiecare luăm unii de la alții și după asta spunem că sunt ale noastre. Primarul în exercițiu ar trebui să fie primul care aruncă pe piață platforma program, astfel încât să nu spună domnia sa că sunt ale noastre și noi să nu mai credem că noi trebuie să venim cu proiecte și iată că sunt identificate în platformele program ale adversarilor noștri politici. Pe mine mă interesează cel mai mult, la fel de mult ca și ce se întâmplă în interiorul orașului nostru, mă interesează să creăm o infrastructură periferică, pe șosea de centură, infrastructură de transport, pentru a crea oportunități dezvoltării mediului de afaceri. Este foarte important ca în zona portoară să creăm un parc industrial. Chiar dacă este al doilea parc industrial în Giurgiu, în afară de cel de la Dunăreana, dar asta este un parc industrial situat într-o zonă portuară. De asemenea, să aducem investitori și investiții serioase în orașul nostru, să creăm noi locuri de muncă. Iar proiectele europene trebuie să se deruleze și ele pentru a eficientiza costurile primăriei municipiului Giurgiu. Una din eficientizări înseamnă să creăm un iluminat public stradal gratuit. Și de asemenea să contribuim, poate reducem costurile cu asigurarea iluminatului public în toate instituțiile publice din subordinea primăriei și de ce nu numai în subordinea primăriei, de toate instituțiile publice din municipiul Giurgiu. Asta o să se facă pe bază de proiecte care o să le discutăm cu ocazie. Mai mult decât atât, eu cred că ar trebui să ne gândim cum realizăm eficientizarea serviciilor și direcțiilor din subordinea primăriei. Nu să dăm oameni afară, ba chiar să creăm noi locuri de muncă și acolo. Dar cetățenii să se simtă că trăiesc într-un oraș curat și într-un oraș sigur. Vă întreb și eu ceva, că vin foarte, foarte multe mesaje de la telespectatori și vă mulțumesc pentru asta, vă mulțumesc că aveți încredere, că ne urmăriți și că sunteți sinceri. Prind curaj atunci când sunteți în platou. Vă întreb, programele dumneavoastră, pe măsură ce oamenii ăștia spun strada cu tare, pot suferi ajustări în funcție de doleanțele cetățenilor, pentru că mă gândesc că ar fi bine să apăreți mai des la televizor, pentru că așa culegeți informații și oamenii sincer vi se adresează nemijlocit prin telefon și sunt mirată de numărul mare de mesaje. Eu vreau să vă rog pe care v-aș ruga să mă lăsați să le citesc, pentru că eu nu ies din emisiune până lumea, n-avem cum să stăm până mâine. Pot să spun atât că noi ne luăm proiectele necesare comunității din discuțiile cu cetățenii pe stradă. Iată. Nu neapărat trebuie să ieșim la televizor, pentru că, vedeți, la ora asta putem să ieșim, la ora 21-22, putem să ieșim înainte de a merge să ne odihnim, dar ziua trebuie să stăm între oameni.
Eu mai am acum un disconfort pentru faptul că sunt deputat în Parlamentul României și trebuie să plec și în zilele de luni, marți și miercuri. Disconfort în a mă întâlni cu cetățenii, pentru că cetățenii au nevoie neapărat să discute cu noi, cei care dorim să candidăm pentru ocuparea fotoliului de primar la aceste alegeri locale, pentru că cetățenii trebuie să stabilească clar, să se convingă care candidat are proiectele cele mai bune și care candidat le reprezintă interesele în aceste alegeri și, bineînțeles, pentru următorii 4 ani. Ce veți face cu strada Mircea cel Bătrân dacă veți deveni primar? Credem că era mult mai bine pentru copiii noștri ca și stradă pietonală. Interesul redării circulației acestei străzi a fost strict în interesul pesediștilor. Spațiile de joacă sunt insuficiente și mult subdimensionate. Și mai fac și niște găuri, așa. Da, strada Mircea cel Bătrân, așa am pomenit-o și eu de când eram copilași, se închidea în zilele de sărbători legale și în celelalte zile era redată traficului rutier. De ce spun treaba asta? Pentru că nu sunt foarte multe artere dezvoltate și străzi principale dezvoltate în municipiul Giurgiu, astfel încât să ne permitem să închidem o stradă, să zicem strada Mircea cel Bătrân, stradă pietonală continuă, permanentă. Și atunci trebuie să avem grijă și de cetățenii care stau la blocurile de pe strada paralelă cu strada Sahia, care paralelă cu șoseaua Mircea cel Bătrân, trebuie să ne gândim și la liniștea lor, trebuie să ne gândim și la siguranța cetățenilor și copiilor de pe străzile din această zonă, și atunci o redăm circuitului strada Mircea cel Bătrân și o închidem exact în zilele de sărbători legale și zilele stabilite și orele stabilite de primărie. Domnule deputat, aveți telespectatorii noștri, nu știu cum e în platou când suntem în direct, dar promit să facem o ediție specială în care să vă arătăm dincolo de ce vedeți dumneavoastră. Noi avem totul foarte bine, frumos organizat aici și avem un bec mare și roșu care se aprinde atunci când avem un telefon și e chiar în fața domnului deputat, și mă gândeam că își termină ideea atunci când vede că avem un telefon. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Și vreau să vă spun stimatului dumneavoastră, bună seara, domnule Florian Nicolae. Bună seara, cu respect. Numele meu e Costel. Am și o rugăminte și o întrebare la dumnealui, dacă se poate. Sigur, vă ascult. Am și o problemă medicală. Din păcate, am depus o cerere în care trebuiesc pentru analizele medicale și au zis că nu sunt fonduri. Eu, deoarece am o pensie de 2.700.000, gradul 2, și nu pot permite costurile care trebuiesc necesare pentru a-mi acorda încă un an, că eu am în fiecare an revizuirea asta. Și îmi trebuie niște analize care mi le cer de la Autoritatea de Protecție a Copilului. Și vreau să vorbesc cu dumneavoastră dacă poate într-un fel sau altul să mă ajute. Am fost la centrul EMA, dacă știți, la Medici Giurgiu. Da. Am fost și am vorbit acolo și mi s-a spus că analizele mă costă vreo 3.900.000, încărcătura marcării virale a hepatitei care o am eu. Cred că foarte bine v-ar putea consilia consilierul domnului deputat, domnul doctor Ladislau Pic, pe care îl găsiți la cabinetul domnului deputat, stă acolo și stă de vorbă cu fiecare om în parte și precis v-a auzit problema dumneavoastră, încât să aibă idee despre ce este vorba. Acum, măcar că înțelege termenii medicali, măcar că vă îndrumă pe căile cele mai facile către rezolvarea problemei dumneavoastră. Da, și mai am o rugăminte dumneavoastră, dacă se poate. Eu, de curs, pe data de 29 februarie, am depus o cerere de sprijin financiar și, din păcate, când m-am dus de s-a ținut ședința mai devreme, pe 5, dacă mi-aduc aminte, că eu urmăresc în fiecare seară cu mare plăcere. Unde ați depus-o?
La primărie sau la Consiliul Județean? Nu, la Consiliul Județean. Și dar unde, unde locuiți? Unde locuiți? În Giurgiu. În municipiul Giurgiu. Da. Considerați că trebuia neapărat să rezolve Consiliul Județean o solicitare a unui cetățean care locuiește în municipiul Giurgiu? Trebuia să vă adresați și primarului în exercițiu, da, și Consiliul Local. Da, da, domnule deputat, am fost și la dânsul în audiență și, ce a zis? Și s-a spus că să mă duc la Consiliul Județean să fac acolo o cerere în care să-mi sprijine ajutorul, că dumnealui e ocupat, a vorbit nu cu dânsul, ci cu secretarea dânsului. Și de asta tocmai am intrat în legătură să vă spun dumneavoastră. Sunt în parteneriat? Să văd lista celor care s-au aprobat. Am avut, sincer, regret în care m-am așteptat cu toate că am scris în acea cerere că sunt neapărat, am nevoie, că eu în aprilie pe 11 trebuie să îmi depun dosarul și trebuie să urgentez analiza asta care durează 2 săptămâni. Astea nu le marcă ăștia final, că analiza asta specială, ca să vă spun așa, nu se dă ca la spital la urgență într-o zi, două. Astea durează ceva timp până se va fi prelucrate și eu dacă depășesc termenul limită a certificatului de handicap, eu am dreptul să pierd bani. Care singurul venit ăsta e. Am înțeles. Dacă îmi dați voie, să scurtăm puțin discuția, da. Vă aștept cu respect la cabinet joi sau vineri, discutăm și dumneavoastră. Îl rugăm și pe domnul doctor Ladislau Pic, dacă ne urmărește și are posibilitatea să intervină, dacă cumva l-a auzit pe, dacă cumva v-a auzit, poate reușește să intre în direct și să, așa, prin intermediul nostru, așa cum se întâmplă, multe lucruri bune, aflați, scurtăm un pic, ardem o etapă, aceea de a vă deplasa la cabinetul domnului deputat. O să, cu toată înțelegerea, bănuiesc că dânsul este un om deosebit și mă va ajuta în problema, dar am rezolvat și o problemă asta. Deci eu încerc să fac tot posibilul, să identificăm, să sunăm la centrul medical EMA, să vedem cum putem să ajutăm, pentru că sunt oameni de bine în mai multe instituții, mai multe unități medicale, de stat sau private. Eu mai vreau să vă spun doar atât, că tocmai asta face diferența, că unul stă deputat la Giurgiu să rezolve problemele primarului și primarul stă, rezolvă probleme deputatului pe transatlantic. Da. Asta e diferența. Da. Din păcate, și am toată convingerea că lucrurile astea se vor schimba datorită dumneavoastră și am toată încrederea că orașul Giurgiu o să fie un oraș curat, cum a și spus doamna, și locuri de muncă, așa cum dumneavoastră, prin fonduri europene, sunt multe, multe lucruri care prin fonduri europene se poate face ceva și locuri de muncă și orașul nostru, e păcat că e la bordă Dunăre și sunt multe șanse ca să ne putem angaja, de exemplu, vă dau un exemplu, eu, dacă vreau să mă angajez, nimeni nu mă angajează cu o jumătate de normă, eu am dreptul la 4 ore. Unde dar puteți să deveniți un voluntar al orașului, al primăriei, care să vă recunoască câteva merite și poate să vă facă rezolve câteva scutiri. Eu vă mulțumesc mult și discutăm, continuăm să discutăm la cabinet. Domnule Costel, să vă dea Dumnezeu sănătate și ce să vă zic, m-ați lăsat așa, fără cuvinte, cu problema dumneavoastră de sănătate. De păcate, banii să cheltuie pe alte probleme și nu ajută nevoia și care, cum a spus și dumneavoastră, cei care au într-adevăr nevoie și nu au niciun sprijin, că nu ai posibilitatea financiară să-ți pot permite să faci anumite analize. Și să-ți vezi de sănătate. Da, fiecare copac toaletat a ajutat câte un caz ca dumneavoastră. Da, așa este. Vă doresc o seară plăcută și mult succes. Mulțumim pentru telefon. L-am ascultat pe domnul Costel cum de la problema domniei sale de sănătate, care e una serioasă, din atât cât mă pricep eu,
Cu toate astea își dorește un oraș curat, adică se gândește dincolo de problema domniei sale și da, m-a impresionat. Să știți că avem foarte mulți giurgiuveni cu suflet mare, oameni buni. Da. Continuăm cu mesajele. Întreabă cineva unde este garda de mediu, direcția sanitară, probabil față de materialul pe care l-am urmărit mai devreme. Cred că cel mai bine unde e garda de mediu știe primarul orașului. Păi nu știu, să ne spun atunci dacă știe. Avem un nou telefon, domnule deputat, și continuăm cu mesajele. Bună seara. Bună seara. Să trăiți toată ziua pentru domnul deputat. Cu respect, vă rog. Domnul deputat, am și o problemă enormă pentru orașul ăsta și pentru noi, giurgiuveni, în general. Dacă dumneavoastră sunteți, într-adevăr, cu totul pentru giurgiuveni, vreau să facem ceva pentru giurgiul acesta. Vă rog. În general, cartierul ăsta a rudat. Da, am deci vorbit mult. Corect. Așa este. E poartă. Poarta deci României prin Rudari. Deci, dumneavoastră, când vă trezi dimineața, când vă uitați în oglindă, unde vă uitați? Mă uit la mine, mă văd pe mine, da? Mă văd, tom, să știu tom, să mă corectez. Așa și noi caracterizăm și suntem o țară binecuvântată de Dumnezeu, decât că noi uneori uităm ce trebuie, care e misiunea noastră. Eu, ca să pot să vin în întâmpinarea gândurilor domniei voastre, vreau să vă spun că în platforma electorală pe care o să vă prezint săptămâna care vine, o să găsiți inclusiv soluție pentru trotoare și... O secundă. Cu 4 ani de zile la prezida campanie, mi s-au făcut niște borduri și mi s-a promis prea multe și nu s-au rezolvat nimic. Cu câteva luni înainte, așa s-a întâmplat în 2012, câteva luni înainte s-au apucat să facă trotuare. După asta a venit Florian în octombrie, înainte de deputat, și a adus acolo câteva mașini de... Păi Florian, adică eu, am venit eu. O stimă și un respect deosebit. Eu am venit eu, Florian, am venit la dumneavoastră și am adus câteva mașini... Am pentru dumneavoastră ca și copilul dumneavoastră vreodată când am fost. Să fii sănătos. Am venit cu tot respectul pentru zona și... Păi de-aia vă susțin și vă apreciez pentru tot ce face pentru cartier. Dacă e să... Fie să mergem înainte, mergem înainte. Așa o să facem, pentru că vreau să gândim și o descongestionare a traficului în zona dumneavoastră, pentru că sunt foarte multe case, infrastructura nu permite chiar așa numărul ăsta mare de tiruri care trec pe această șosea nemodernizată, o șosea în care nu are trotuare, care nu are treceri de pietoni, în care infrastructura lasă de dorit. Domnul deputat, canalizarea asta le termină. Suntem un evul mediu în secolul 21, de ce un fundul curt? Da. O să ne punem la punct și acolo în zona respectivă, decât că singurul lucru care vi-l pot spune acum este că nici pe strada mea, pe strada Căminului, n-am putut să fac nimic, că mă aștepta primarul să mă amendeze dacă mă apucam să bag autograderul, să fac lucrurile pe stradă. Asta o spun cu apropiații primarului în exercițiu, pentru că mă aștepta pe stradă să greșesc, că eu am spus că mă duc acolo cu autograderul, să putem să îndreptăm și cu toate utilajele să putem să bombăm puțin strada asta, nu neapărat să o asfaltăm. Bun, înțeleg și vă. Dar ce să facem în sensul ăsta? Ce să... La dumneavoastră... Să ieșim în stradă ca cei de la UINAS-ul? Nu trebuie să ieșiți în stradă. Mai aveți 2 luni de zile, cum ați rezistat atâția ani. Mai încercăm în astea 2 luni. Și am mai dat un exemplu la un cetățean care a sunat mai devreme și a spus așa: hai să facem o petiție, un memoriu către primarul
în exercițiu, în care să prezentăm situația și ce dorim noi să facem acolo să se amenajeze, pentru că poate să apucă mai devreme decât să treacă astea două luni, pentru că știu că are o mulțime de inițiative, o mulțime de proiecte pe care vrea să le înceapă simultan, poate că proiectul cu trotuarul din zona Rudari va fi mai eficient și mai rapid decât celelalte proiecte din oraș și nu mai așteptăm astea două luni. Pentru că normal ar fi trebuit să deschidă accesul în vamă prin fosta vamă, Giurgiu, unde este poliția locală. Da, normal. Iar poliția locală... Când a fost la plombarea trotului, s-a procedat... Măcar pe un singur sens. Dacă se întâmpla măcar pe un singur sens pe intrarea în pe ieșirea din țară, da? Intrarea din Giurgiu, vama Giurgiu, tot era bine. Dar vedeți? Dar nu se vrea unde puteți. Să vrea, știți ce se întâmplă? Eu cred că sunt atât de multe probleme care vin acum odată și cred că îl copleșește pe primarul în exercițiu. Dar asta și-a dorit el, că putea să le rezolve pe parcursul celor 3 ani și jumătate. Mulțumim pentru telefonul dumneavoastră. Mă simt nevoită să vă scot din direct, pentru că avem foarte, foarte multe mesaje la care vreau să răspundeți. Vreau să ne vedem și discutăm. Dacă nu știți și nu aveți inspirație să faceți petiția, vă aștept la cabinet, vă așteaptă consilierii mei ca să puteți să o formulați cum trebuie. Poate primarul în exercițiu se va ocupa de urgentarea efectuării execuției trotuarelor în zona dumneavoastră și altor lucrări de infrastructură. Domnule deputat, de ce nu a fost nimeni de la primărie care să dea amplasamentul de execuție al demolării de la Istru? Așa s-a putut dărma scara altui bloc decât cel care trebuia. Cine suportă acum cheltuielile? Scara aceea nici acum nu e reparată. Vă întreabă pe dumneavoastră. Da, eu cred că nici blocul care a fost demolat nu trebuia demolat. A demonstrat însă și structura lui de rezistență că abia a căzut, abia l-au demolat. Iar acum faptul că au greșit un alt bloc, trebuie să răspundă cel care l-a greșit și trebuie să răspundă și reprezentantul primăriei, că sigur primăria avea un reprezentant acolo. Da. Cineva spune, cu astfel de gunoaie în zona intravilană ne mai mirăm de ce mor copilașii de infecție cu E. coli? Direcția sanitară, Sanepid, trebuie să ia măsuri. Echipa TV Giurgiu o să facă un demers către Garda de Mediu, către direcția sanitară. Vreau să mergem împreună să luăm niște probe din zona pe care ați văzut-o și să vă spunem ce au găsit acolo. Să fie supus analizelor, astfel încât să nu se creadă că aberăm. Nu trebuie să mergeți dumneavoastră. Sunt organe abilitate. Dacă se duc organele abilitate, așa facem noi un demers, că poate n-or fi văzut. Le acordăm o circumstanță atenuantă. Și facem un demers și mergem împreună acolo. Avem un nou telefon, domnule deputat. Bună seara! Bună seara, doamna Drăgulin. Bună seara, domnul deputat. Bună seara. Bună seara. Mă numesc Ionel Popa din Giurgiu. Bună seara, domnule Popa. Așa, și vreau să vă spun vreo câteva întrebări când vin în minte acum. Vă rog. Pentru doamna Drăgulin, una. Vă rog. Doamna Drăgulin, de ce faceți aceste emisiuni? De ce fac aceste emisiuni? Așa. Și cu oameni de treabă din orașul Giurgiu, de ce vă spun treaba asta? Acum, același lucru vreau să-l întreb și pe domnul deputat. Vă rog. Acum câțiva timp, în, mai în urmă, pe domnul comandant al poliției, Giurgiu sau al poliției Michire, mai țineți minte? Da, da. Mai țineți minte că v-am rugat ceva? Spuneți. Pe drum de primărie există un parc. Da. Pe drum de primărie există Consiliul Județean. Știți treaba cu indicatoarele alea care nu-mi convin mie, nu-mi da. Accesul interzis, domnul deputat, unde ați pomenit așa ceva pe lumea asta, accesul interzis tuturor vehiculelor și parcul de față la Casa Neagră, să zice la noi, sau la Sinaș, acolo la ANAP. Da. Parcul este plin de mașini. Da. Consiliul Județean, accesul interzis tuturor vehiculelor și fața clădirii este plină de mașini. Ori mașinile alea dispar, ori indicatorul dispar. Cum vine asta? Aveți perfectă dreptate. Lumea 7, ce lume
suntem domnule. Aveți perfectă dreptate, domnule Popa. Doamna trecuri, oamenii aia nu văd. Domnule, ce trecuri, în ce țară trăim? Ei nu vă te uiți pe ceasă, vezi mașinile în parfumele, ori dai indicatorul jos, ori dați-vă, că nu pot să zic. Mașinile afară de acolo, că aveți parcare în spate, ce vreți să iei cu mașinile? În instituție? Afară. Da? Păi să poate să ceva să... Aveți dreptate. Asta nu e civilitate. Aveți dreptate. Să luptă băieția de la circulație, să luptă să facă ordine, să facă doi treci acolo, când... Acolo peste drum, dacă te uiți pe geam, nu-ți rezolvă nimic. Cum vine? Păi da, dar cine parchează mașina acolo? Nu, aici dacă... Puteți? Cine parchează mașina? Vă spun și culoare, e un Jeep care mi se pare că e al șeful sau șefia acolo. E un Hyundai roșu, sunt niște roganuri, niște ce dracu mai sunt acolo. Ce, pe ce face mai nimic? Primarul ăla nu vede, sau administratorul ăla nu vede, sau domnul Mustăța nu vede, bă, frate, i-am mai zis de câteva ori. Domnul ăla care este de la PSD, care e mici, lui Marciu. Domnul Marciu, ce arată domnul indicatorul ăla? Ce-ți caută mașinile astea aici? A, păi nu le-am văzut. Da. Deci, lumea șapte de la Giurgiu. Îmi dați voie să fac un scurt comentariu? Da, păi ce? Deci, locurile de parcare în centrul orașului, atât în zona administrativă cât și în zona pieței, sunt foarte, foarte puține comparativ cu numărul de mașini. La Giurgiu, așa, asta e moda. Nu știu cum putem noi să o rezolvăm rapid. Scurt, domnul deputat, mă scuzați. Vă rog. Indicatoarele de la o parte să se rezolvă. Scurt. Nu cred că asta e soluția. La clădirea de acolo, la Marul Roșu, e o grămadă pământ și sarlacuri din timp de când de șopârlele. Și trebuie să poate face o clădire cu 1000 de locuri de parcare și nu mai deranjează nimeni pe nimeni. Să se gândeze aglomerată centrul acolo frumos al orașului. Are dreptate telespectatorul nostru, domnule deputat. Pentru că știi ce face până la urmă? Nu reclamă nici că sunt mașini acolo, nici că, că se încalcă legea flagrant în zonă. Mai mult decât atât, sigur că trebuie noi așa, asta e educația noastră de aici din zonă. Să dărâmăm casele, să facem blocuri, pentru că trebuie să fim în zona centrală cât mai mulți. Trebuie să aglomerăm arterele principale cu piste pentru biciclete. Trebuie să închidem arterele principale, cum s-a întâmplat strada Gării. Când am fi putut să facem o extensie, o extindere a orașului, prin mutarea centrului administrativ, palatului administrativ, să-l mutăm în altă zonă sau zonele de rezidențiale să le mutăm undeva în altă parte, astfel încât să descongestionăm traficul, să le realizăm magazine, marketuri și așa mai departe în zonă, să putem să nu se mai gândească lumea neapărat, mă duc să-mi cumpăr, produse agroalimentare, mă duc în piața centrală. De ce nu găsim, de exemplu, în piața Tineretului? Sau de ce nu găsim în zona Oinac? De ce nu găsim în zona Șoselei București? De ce nu găsim și așa mai departe peste tot, astfel încât produsele tradiționale, produsele țărănești să poată fi găsite pe piețe ambulante în mai multe zone ale orașului. În piața centrală, dacă vă uitați, o să vedeți o aglomerare de mașini extraordinară. Nu mai știm care mașini sunt ale oamenilor care vând în piață sau ale oamenilor care sunt în tranzit să cumpere mărfuri din piață. Aveți o soluție? Bine, nu vreau. Pot să mai zic ceva, domnul deputat? Vă rog. Pot să mai zic ceva? Vă rog. Părerea mea, ca să se dezafecteze acea piață, care, într-adevăr, zice, a fost primar odată, e piața istorică, nu știu ce. Nimeni nu contestă treaba asta. Domnule, da, orașul s-a dezvoltat. Acea piață trebuie mutată. Eu cred, după părerea mea, că dacă aveți curajul să mutați piața centrală la interes, de la prima mână, o să câștigați alegerile de primar al orașului. Dacă aveți curajul să faceți treaba asta, să mutați piața, că e la interes, acolo este spațiu, este loc. Dă mașini, dă parcări, dă nu știu ce, eu cred că veți trece în primul rând, în primul scrutin acest om. Și mai domnul deputat, mai mă zic ceva. Mai mă propun ceva. Poate de mai ceva cu orașul, mai mă propun ceva. Știți, în 1970, când eu am venit în Giurgiu, peste dumne gare, știți, mai țineți minte ce era? Da. Un velodrom. Domne, încercați, domne, treaba asta. Haideți, domne, să faceți că sunt dăzui băieți care și fete care au adrenalină în ei. Hai, domnule, să facem un velodrom frumos. Pe la malul Zoșu, sau cum îi zice pe acolo, cu nisipurile alea. Da. Am eu ce am cu treaba asta, cu șopurile alea, cu ciulinele, când îi văd acolo mor.
să pot face o grămadă treburi acolo. Haideți să le facem un velodrom la oameni și o să vedeți că o să rămâneți din 2 ani cu orașului Giurgiu. O să ieșit la pensie. Și-a notat, își notează domnul deputat. Dacă aveți curat să mutați piața centrală, să dezaglomerați zona aia la interes, că deocamdată este spațiu, și să faceți un velodrom, eu credeți că veta la statuie făcută de orașul Giurgiu. Eu vă mulțumesc mult pentru recomandări. Vreau să fac o completare. Vreau să fac o completare că bune erau proiectele supuse dezbaterii publice înainte de 2012 ale primarului Lucian Iliescu, care dorea să realizeze parcări supraetajate pentru descongestionarea traficului, inclusiv în zona centrală. O să ne gândim, asta spun arhitecții, asta spun oamenii, proiectanții care știu foarte bine cum trebuie realizate și din punct de vedere arhitectural aceste lucrări, atât în piața centrală, cât și în celelalte zone. Dacă noi plecăm cu piața, cu zonele, puncte de desfacere a produselor agroalimentare în diferite zone ale orașului, în gen piețe ambulante de cartier, special amenajate, sunt convins că se va descongestiona activitatea în piața centrală și nu numai. Domnule deputat, nu că rămânesc că vă datorez și eu un răspuns. Așa. Acolo la interes, este aproape pe gară, nu mai pătrește țăranul la taxi sau la... Nu știu ce să... Cu gara vine mai greu trenul de la București. Da, o piață țărănească acolo. Țăranii aia de pe la Oncești, să erau cu arbacii, cu nu știu ce, cu noi de la Oncești, zărănii, care erau denumiți din grădini, ce Dumnezeu. E aproape de gară, e aproape de autogară. Sunt ajutați să desconționează, să zicea de autogară, să mai zică piață centrală. O să-i da, dumneavoastră știți că strada Gării, toți mergeam și cumpăram după strada Gării tot felul de produse necesare de uz gospodăresc, în special de uz gospodăresc. Odată cu închiderea la această stradă, practic au început să identifice alte zone în care să desfacă astfel de produse, alte magazine, dar n-a avut farmecul de acolo. Așa se întâmplă și cu piața centrală. Cu toții ne-am obișnuit, e tradiție să mergem să desfacem produse agroalimentare în piața centrală. De asta a spus că... Dar domnul deputat, piața centrală, da. Lumea s-a mulțit numai că atunci eram două mașini în tot jurul. 1000 de mașini în tot jurul. N-am văzut să niște polițiști de la poliția locală tot timpul să facă oricine să desconcesioneze. Că s-a făcut sezunii, voia fiecare cum vrea, oprește, unde vrea, unde nu vrea. În stație la taxi, la taxi, pe cât vrea acolo. Tocmai de aceea trebuie să mergem să desfacem produse, să creăm spații autorizate de desfacere produse agroalimentare în mai multe zone și cartiere ale orașului. Păi, este într-adevăr. Domnule Ionel Popa, ce bine ar fi să-i faceți o vizită domnului deputat la cabinet, așa, chiar să puneți pe hârtie. Da, acolo, da. Aveți numai idei. Domnule Popa, vă datorez și eu un răspuns. M-ați întrebat așa supărat la începutul intervenției dumneavoastră. Da, dumneavoastră, de ce faceți emisiuni, doamna Drăgulin? Uite, de asta fac. Păi, doamna Drăgulin, să duceți tot ea, duceți-vă peste primar sau peste șeful poliției. Păi, frate, nu că pe mine m-am brâncit și nu. Nu, mie mi-e frică de domnul primar. Nu, că m-am brâncit. Lăsați că nu e chiar așa, ziole, nu. Lăsați, nu dăm toată lumea cu bețe în el, nu. Nu dăm cu bețe, dar pe mine m-am brâncit și eu. Politica omenie e omenie. Păi, despre asta e vorba. Dar nu e frumos. Nu risc. Primărie să fie acelea mașini. Nu supăr eu mașinile alea la ANAF acolo, în parcul ăla acolo. Deci parcul ăla e al orașului, nu e al ANAF-ului. Păi să-i... Câțiva indivizi care sunt, știți mă, sunt ca să nu zic să... Domnule Popa, trebuie să luăm legătura, să-i supunem din nou atenției domnului inspector șef Vasile Tache. Așa. Pentru că, na... Și să ia atitudine, domnul, dacă nu... Ce vreți, să dispară mașinile sau semnul? Să se facă oricine, ce zice legea? Eu nici mașinile ar trebui, nu semnul. Așa. Bine. Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră, domnule Ionel Popa. Da, are multe idei. Mie mi-a plăcut ce am auzit.
Da. Cu bazinul din Tineretului ce faceți? Produce un miros groaznic, vă spune domnul Grozea. Sau doamna Grozea. Așa. Deci este un bazin de colectare a apelor pluviale din zona Tineretului. Dar vă rog mai scurt, că am foarte multe mesaje. Acum, dar așa vorbesc eu ca să pot să mă înțeleg, că altfel dacă le turui, nu o să le... Deci pe acel bazin de ape pluviale o să avem un proiect, o să-l prezentăm în programul politic, avem o soluție cu privire la modernizarea acestui spațiu, acestei zone. Legat de proiectele europene, considerați că este important să avem proiecte europene comune cu ruse în domeniul transfrontalier, vă întreabă Mihai. Sigur, sigur, este imperios necesar să ne dezvoltăm în oglindă, așa cum și strămoșii noștri au colaborat după un mal pe celălalt al fluviului și noi trebuie să ne dezvoltăm. Ei sunt foarte deschiși și am văzut, am participat la niște întâlniri, avem un nou telefon, domnule deputat. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Sunt doctorul Pix, rămână doamna Drăgulin. Bună seara, domnule doctor! Domnule deputat, bună seara, dragi juveni! Am intervenit având în vedere faptul că urmărind emisiunea am văzut apelul, am auzit apelul lansat de un cetățean. În limita posibilităților o să încercăm să-l ajutăm, motiv pentru care îl invit la sediul cabinetului parlamentar din cartierul Tineretului mâine după masă în jurul orei 16 și voi sta de vorbă cu domnia ta. Da, vă referiți la telespectatorul care suferă de o formă de hepatită. Da. Da. Vă mulțumim că în primul rând că sunteți alături. Și mai am o problemă. Vă rog. Chiar m-am uitat cu groază vis-a-vis de imaginile pe care le-ați... Da, chiar așa, ce părere aveți? Nu știu. Deci, eu sper ca toate oficialitățile care au drept de a face ceva în orașul acesta, măcar pe ultima sută de metri, vor lua atitudine. Da. Și noi sperăm același lucru. Și da, vreau să știu ce zace acolo și... Da, asta în cazul în care până mâine, poi mâine nu dispare gunoiul de acolo. Mulțumim pentru că vă gândiți la oameni, domnule doctor. Și nu în ultimul rând pentru că ne urmăriți. Mulțumim frumos, bună seara. Caracterul face diferența, cu asta am spus tot. Florian Nicolae, mare om, frumos caracter, succes, Virginia E. Bună seara, domnule Florian, vă vrem primar, giurgiuvenii vă vor în fruntea primăriei. Sunt sigur că cel puțin 65-70% din cetățenii municipiului Giurgiu vă susțin. Eu personal vă urez mult succes în toate proiectele dumneavoastră și în ceea ce v-ați propus pentru noi giurgiuvenii. Și domnul Vladu era sâmbătă prin zona Istru de vorbă cu anumite persoane. Timp de 4 ani nu i-am văzut la față, iar acum înainte de alegeri au început să mișune ca furnicile în tot orașul. Păi să mișune, a zis și domnul deputat, zic și eu, dacă în urma lor așa vedem niște, că se întâmplă niște lucruri, ce să zic, să mișune. Ce ziceți de strada gării pietonală? Lucrarea pe care a făcut-o Iliescu este o rușine și un dezastru pentru magazinele de acolo. A acționat ca un despot pe moșia lui, fără să țină cont de nimeni, urmărind doar interesul lui. Restabiliți circulația liberă, altfel vom pune o cruce pe această stradă. Da, o să identificăm modalitatea de semnalizare a căii de să zic, a trotuarelor față de calea de rulare a mașinilor. Pentru că această stradă a gării, eu consider că trebuie redată traficului rutier, chiar dacă vorbim, spre exemplu, să redăm pe un singur sens de mers și eu propun dinspre autogară, spre centru. Să vă ajute Dumnezeu, domnule deputat. Acum un an mi-ați dat bani din buzunar să iau medicamente la copil pentru că nu îmi permiteam. Veți ajunge primar pentru sufletul bun, Andreea.
A venit primăvara, se încălzește afară, căpușele atacă, încep țânțarii și primarul nu face nimic. Ce aveți de gând? Eu am înțeles că de săptămâna asta o să înceapă acțiunile de dezinsecție și acțiunile de stropi pentru țânțari. Este foarte bine că se procedează așa. Eu pot să spun că și în platforma noastră politică această acțiune de îndepărtare și de eliminarea țânțarilor din municipiul Giurgiu este prioritară. Un om extraordinar, un viitor edil al orașului. Așteptăm cu nerăbdare să ne fiți primar. Indicatoarele se pun de către primărie. Domnul Ionel Popa, sunteți pe recepție? Se pun de către primărie cu aviz de la poliția rutieră. Deci e treaba urbanismului. Avem un telefon. Bună seara! Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Locuim pe străzile Cireșului. Da. Cireșului, Ialomicioarei, Frunarul Murelor și alte din zona spre șoseaua Alexandrei în stânga. Acolo când plouă e dezastru. Sunt gropi, care nu putem ieși decât cu cizme. Aceste străzi, cât se va pietrui măcar, nu trotuare, nu asfalt. Am fost în comuna cu Pineiu acum o săptămână și nu șoseaua principală este asfaltată și cele laterale sunt asfaltate în comuna cu Pineiu. Adevărat, cine le vor face și când? Deci, bună seara, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Este o prioritate pentru mine și pentru programul politic pe care vreau să vi-l prezint acum în preajma alegerilor. Prioritate în care să rezolvăm problema ulițelor din orașul Giurgiu, să le transformăm în străzi. Ca să le transformăm în străzi, sigur că trebuie să ne gândim să plecăm de la pietruire, de la crearea infrastructurii până la asfaltare și trotuare. Sigur, vor fi proiecte europene. Sunt destul de multe proiecte europene care putem să le accesăm. Sigur, le vom accesa, eu cred, în redarea strălucirii și confortul vieții cetățenilor, inclusiv din zona dumneavoastră, inclusiv din zonele de case, zonele periferice ale orașului. Mai sunteți pe fir? Nu. A ieșit. Mulțumim pentru telefonul dumneavoastră. Domnul Florian, stăm fără contracte, cămin de. Ne afectează foarte mult. 60 de familii suntem de acord cu module. Ajutați-ne cumva. Suntem oameni corecți în cămin. Vă mulțumesc pentru tot. Ajutorul, se semnează ajutorul băiatul cu mulți copii. Da, deci trebuie să realizăm cartiere, locuințe sociale, nu numai ANL-uri. Deci să realizăm locuințe sociale, fie ele și provizorii, până când se rezolvă problema oamenilor, pentru că oamenii la Giurgiu, unii, marea majoritate, sunt triști și nu au locuri de muncă, nu au surse de venit, automat au nevoie de un confort în a locui. Fie că vorbim de locuințe sociale modulare, fie că vorbim de altfel de locuințe sociale, alte tipuri de locuințe sociale, trebuie să ne gândim în primul rând să realizăm o infrastructură, trebuie să realizăm o zonă, trebuie să realizăm, să zicem așa, tot confortul oamenilor care sunt aflați în situație de dificultate. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să realizăm un cartier cu infrastructura necesară. Dacă ajungem măcar să gândim să avem o proiecție de un cartier, sigur înseamnă că vor veni și celelalte. Dacă noi nu ne gândim să avem niciun cartier în sensul ăsta și pe cei de la Istru îi dăm afară să facem ANL-uri, atunci locuințele sociale unde vor fi? Bun, veți ajunge primar. Ce măsură luați cu privire la casa tineretului de la Abator, vă întreabă cineva? Sigur, o să facem Palatul Tineretului de la Giurgiu cu toate utilitățile așa cum a fost ea proiectată.
se vor identifica proiecte europene și putem să o rezolvăm. Există și alte soluții acolo. Important este să consultăm cetățenii dacă vrem să schimbăm destinația. Eu zic că este bună un palat al tineretului, o casă a tineretului, că nu avem. Structura mai permite structura de rezistență? Nu sunt specialist, dar sigur trebuie să facem un studiu, să zicem, cu specialiștii și proiectanții noștri, astfel încât să vedem dacă mai trebuie să mai trebuie consolidată sau nu. Dar din câte am înțeles eu de la unii specialiști, nu trebuie multă consolidare la ea, pentru că încă structura rezistă. Avem un nou telefon, domnule deputat. Bună seara! Alo? Bună seara! Bună seara! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Da, nu știu numele, dacă are importanță. Nu. Aș vrea să știu și eu. Domnul deputat a participat la igienizarea subsolurilor, da? Da, am participat, ne da. Ne poate spune și nouă cetățenilor acestui oraș unde a fost dânsul acele dejecții? Dejecțiile? Nu am participat să ridic dejecțiile, stimate domn. Nu, dar... Dacă îmi dați voie să vă spun ce am făcut, că asta de fapt e ideea, asta m-ați întrebat. Deci am tras apa de deasupra dejecțiilor până la limita în care a rămas grosierul urmând să îl tragă primăria. Deci eu am tras apa de la subsoluri și am făcut reparațiile conductelor de evacuare a apei reziduale de la subsoluri. Apa reziduală am tras-o cu pompe și am băgat-o în sistemul de canalizare dintre blocuri. De la blocurile de locuit, din cartier. Sistemul de apă menajeră. Asta am făcut noi. Am decolmatat apa. Am decolmatat aceste canalizări de apă menajeră și am efectuat lucrări de reparație la subsoluri. Asta am făcut. Urmând ca grosierul să poată să ridice primăria cum se ridică, cu mijloace autorizate, nu cu mijloace neetanșe. Vă rog. Am înțeles. Atâta timp ca acolo, așa cum s-a prezentat pe post, urmăresc emisiunea și am văzut pe post, a arătat că ar fi un noi menajer. Nu. Acolo există numai ceea ce s-a spus grosier. Da. În subsolul. Corect. Deci nu e un noi menajer. Nu. Deci... În subsolul sunt deci... Deci de la... Erau și gunoaie, nu vă supărați. O să aveți posibilitatea să revedeți materialul. Dacă îmi dați voie. Gunoaiele sunt gradul nostru de civilizație, cum sunt și pe străzi și peste tot. Acum, dacă îmi permiteți, aș vrea să fac un comentariu. În subsolurile blocurilor a fost normal apa colectată și grosierul care s-a decantat la fundul apei, da? Noi am tras apa până când s-a ajuns la grosier, că n-aveam cum să tragem grosierul decât să-l încărcăm, să-l vidanjăm. Și atunci grosierul în el a avut și alte materiale rezultate de la țevile și de la construcțiile țevilor de evacuare a apei menajere. Nu am spus că a fost moloz în subsolurile blocurilor. Însă, în această zonă de depozitare materialelor din astea rezultate din construcții molozului, a fost pus peste el aceste dejecții scoase, grosierul scos de la subsolurile blocurilor. Este un amalgam de materiale, de deșeuri menajere, să zic așa. Avem, domnule deputat, la nivelul acestui poliție comunitare, care ar putea să nu stea în piața centrală, 4 polițai, așa e. Și să stea unul acolo. A fost... Eu când știu anul trecut, când am mers cu investitorii să putem să-i creăm, să-i spun unde este platforma pentru a veni să investească în orașul nostru, să dezvoltăm orașul, da, prin crearea de noi locuri de muncă și multe venituri la bugetul local. Știu că era o formă de pază acolo, păzea cineva să nu se decanteze, dar acum mai modern nu mai păzește nimeni pentru că nu mai e nevoie. Nu, pentru că banii publici care ia poliția comunitară, ia să se plimbe degeaba pe stradă. Nu stă măcar la o școală să asigure trecerea copiilor, să traverseze strada.
Părerea și a mea este că este personal insuficient, ar trebui să redimensionăm la modul să suplimentăm posturile de funcționari de poliție locală și de structuri de pază locală, pentru că sunt foarte multe din foarte multe obiective care trebuie păzite. Uite, și special dacă ne gândim la o depunere dezordonată de gunoi menajer, cred că este o prioritate să stopăm astfel de depuneri dezordonate. Mai aveți și altă întrebare pentru domnul deputat? Vă mulțumim și noi pentru că ne urmăriți și pentru mesajele dumneavoastră. Da. Stadiul de normalitate asupra majorității problemelor simple, gen țânțar, trafic, comerț, probleme rezolvate încă din 1860. Asta doresc, spune Adrian Angel. Da. Pe cărămidarii vechi stă actualul secretar Petrică Roșu. Dânsul e secretar de ani de zile și nu l-a ajutat niciun primar să facă ceva frumos pe teren, pe terenul unde locuiește probabil. Da, domnul secretar, săracul domnul secretar, ce să zic. Domnul secretar Roșu este un domn prin excelență și întotdeauna nu și-a depășit Nu l-am auzit să se plângă public. Nu și-a depășit competențele și nu a bătut la ușa primarului pentru a li se rezolva o problemă personală. Asta, pentru asta îl felicit, dar totuși cred că dacă domnia sa, din punct de vedere al dorințelor și vârstei, rămâne în primărie după alegerile astea locale și eu voi fi preferatul giurgiuvenilor pentru fotul de primar, sigur că mă voi îndrepta și asupra cartierului domnului secretar. Revine mesajul complet. Nu știu dacă regia e de vină sau a revenit. Nu, este un mesaj mare și da. Deci pe cărămidari spune de domnul secretar Petrică Roșu. Nu l-a ajutat niciun primar să facă ceva frumos pe terenul de lângă șosea. Se pot face locuri de joacă pentru copii, la cât de mare este cartierul. Dar aici nu sunt decât boscheți. Vă mulțumesc, se semnează Dan. Domnule Florian, chiar vrem canalizare în cartierul Rudari. Nu mai putem sta cu WC-ul în fundul curții. Ne dorim să se facă ceva. Eu zic că la cât au fost chinuiți cetățenii din zona Rudare, ar trebui acum să fie prioritate pentru autoritățile locale să rezolve și această doleanță de infrastructură modernă în zona Rudare. Domnule deputat, am ajuns la sfârșitul emisiunii, am depășit puțin pentru că, iată, mulți sunt cei care vor să vă transmită, să vă ceară lucruri, să vă... Eu vă întreb, este ultima întrebare. Realizați ce sarcină aveți ca și primar? Eu conștientizez faptul că primăria de la Giurgiu este o primărie grea, dar asta nu mă descurajează, ba chiar mă onorează. O primărie cu datorii. O primărie grea din toate punctele de vedere, da. Și este o provocare pentru mine și pentru echipa pe care vreau să o propun comunității giurgiuvene, o provocare în ceea ce privește o bună administrare a primăriei municipiului Giurgiu și pentru a realiza un confort tuturor cetățenilor din Giurgiu și a crește nivelul de trai. Vă mulțumesc pentru prezența în platou. Vreau să... Așa, cât de greu vă este, fiindcă mergeți la Parlament. Noi avem emisiunile de la ora 21 și audiența și cealaltă emisiune, Timpul să vorbim, și ceilalți colegi au emisiunile la o oră la care sper să ajungeți în Giurgiu. În orice caz, iată, prezența dumneavoastră în platou este... necesară, aflăm, mediatizăm problemele așa cum am făcut-o întotdeauna de când există TV Giurgiu, unde am fost chemați, am ajuns și am redat fidel realitatea. Mulțumesc, domnule deputat! Și eu vă mulțumesc!
Doamnelor și domnilor, atât pentru această seară. Rămâneți cu ochii pe TV Giurgiu pentru că veți afla răspunsuri la problemele dumneavoastră. Noi ne revedem joi la o nouă ediție. E timpul să vorbim. Noapte bună!